și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. Nanet și vulturii. Anais, mai aștept mult? Sunt lihnit. Regret, Hugo. Prea târziu. Priviți, vulturi. Trebuie să fie un animal fără viață pe aici. Oh, vai, calmează-te, ușurel Mistral. Reglis, oprește-te! A? Ușurel, Reglis! Wow! Wow! Nu-mi vine să cred, sunt tare! Împușcăturile au alungat vulturii. Ciudat, încă nu-i sezonul de vânătoare. Te învăț eu, minte! Mi-ai nimicit oile! Opriți-vă! N-aveți dreptul! Nu-i decât un animal fără apărare! Fără apărare, zici? Animalul ăsta a furisit, mi-a mâncat o oaie! Uitați semnul ăsta! Nu prea seamănă cu un cioc de vulturi. Și ce dacă? Poate că sărmana s-a ales cu el când fugea de vulturi. Haideți, la o parte! Nu e treaba voastră! Vulturul e o specie protejată. Dacă îl răniți, veți fi pedepsit! Și vă promit că o să aveți de-a face cu noi! V-aș ruga să puneți arma deoparte, domnule! Și eu sunt o specie protejată! Data viitoare, când voi vedea un vultur învârtindu-se deasupra oilor, n-o să-l ratez! Măi, să fie, bătrânul era foc și pară! Răcuțul, e șocat! Cum e posibil să-i faci așa ceva? E atât de drăguț! Anais, chiar ți se pare drăguț? E prima dată când văd vulturi prin preajmă. Trebuie să fi venit nu de mult. Să-l ducem la clinică, să-l îngrijim. Super! Cum anume mai exact? Hei, ce-i cu fața asta? Doar n-o să vă mănânce. Haideți, ajutați-mă! După cum se vede pe radiografie, alicele nu au cauzat o fractură. Fata își va reveni repede. Fata? Da, la prima vedere nu se vede, dar când am ascultat-o, am descoperit că e o femelă. Deci ești o doamnă vultur. Trebuie să fie supravegheată în convalescență, să-i se administreze preventiv antibiotice. Dar clinica nu e dotată pentru așa ceva. Să construim un aviariu la fermă. Nu va fi pe placul cailor. Gândește-te și la Juju. Doamna vultur îl va pune pe fugă. Minunat! Nu, vulturul e saprofag. Nu atacă animale vii și sănătoase. Se hrănește numai cu cadavre. Vedeți? Nu avem de ce ne teme. Haideți, vă rog. Doar nu o să o lăsăm de izbeliște. De acord. Dar tu o să-i dai medicamentele? Da. Nu te mai mișca așa. Așa, ușurel, Mistral. Mistral e ca o baterie. Din fericire am ajuns la fermă. Altfel s-ar fi cățărat în copaci. Ia spune-mi, unde s-a dus nepoțica mea? N-am toată ziua la dispoziție. Uite-o că vine. Hei, lasă-mi bascheții, păsăroi a furisit. Nanet! Lena, ce mult ai crescut! Angelo a devenit un băiat frumos. Mai e iubitul tău? Păi nu, deloc. Ai venit în vacanță la pensiune la mami și la tati? Îi fac o vizită unui prieten. Nu l-am mai văzut de... de când eram de vârsta ta. Pe vremea aia era iubitul meu. Nu pot să mă duc cu mașina unde stă el. Îmi împrumuți calul tău, te rog. Chestia e că Mistral e un pic sălbatic. Chiar călăriți, doamnă? Spune-mi, așchiuță, chiar mă crezi o ramolită? Am putea merge împreună în vizită. Nu e indicat să plecați singură călare. Așa scrie în regulament.
Trebuie doar să ridicăm un aviariu pentru a îngriji un vultur rănit. Apoi promit că vă voi însoți, de acord? Un buldras îmi aduce aminte de vremea copilăriei. Gâdi, gâdi, gâdi. Cunoașteți bine vulturii? Oh, da! Când eram copil, erau mulți prin zonă. În occitană le spunem buldras. Îi vedeam mereu când urcam spre pășuni cu oile tatei. Așa, v-aș putea ajuta cu ceva? Nicio grijă, Nanet! Ne descurcăm! Lasa e un pic răsucită. Trebuie să o ridicăm și să o aranjăm cum trebuie. Vai de mine! Încă n-ați terminat? Ne grăbim, Nanet! Promitem! Mm. Ascultă-mă, draga mea, copiii sunt foarte drăguți, dar dacă mai aștept după ei, îl voi vedea pe José la anul. Oh, cât e de bine aici sus, scumpa mea! Poftim, e gata! Nu avem nevoie de acoperiș, nu poate zbura deocamdată. Haideți să-i dăm drumul! Hei, Juju și-a găsit o altă victimă, minunat! Doar că ea nu se lasă impresionată. Mă duc după antibioticele pentru vulturi. Vai de mine, bunicuța a luat-o la picior! Nu putem lăsa singură, pe cai! Întrucât nu am cal, voi rămâne aici să păzesc vulturul. Sau poate-mi fac siesta un pic. Solul devine pietros, nu o să mai găsim urme. Nu pot să cred, Nanet ne-a luat-o înainte. Pentru vârsta ei se descurcă foarte bine. Și ce temperament are. Da, moștenire de familie. Fiți atenți, niște păsări atât de mari nu pot fi decât vulturi. Uitați-vă la urmele albe de pe faleză. Ca niște scurgeri de vopsea. Sunt dejecții, înseamnă că acolo sunt cuiburi. S-a format o colonie de vulturi. Cu siguranță colonia doamnei vultur. E Reglis. Mulțumesc, Mistral. Mulțumită ție, le vom găsi pe Reglis și pe Nanet. Reglis, aici erai. Nanet și-a găsit prietenul? Oh, ce drăguț sunt! Nanet, nu vrem să vă deranjăm, dar... Lena, m-ați găsit! Vreau să te prezint lui José al meu. Dumneavoastră? Iarăși voi? Mai să fie, se pare că vă cunoașteți. Nanet, e ciobanul care a tras în vultur. Hei, poate că Nanet va lămuri lucrurile între iubit și vulturi. Tu ești nerodul care a tras cu Alice în buldrac. Poftim? Cui spui tu, nerod? Îmi retrag cuvintele. José, știi bine că vulturii au trăit în zona asta înainte ca nătângii ca tine să tragă în ei. Buldras e prietenul ciobanului. Nătâng, nătâng, vulturul mi-a nimicit o oaie. Ce tot spui, José? Cum să reușească vulturul să doboare o oaie? Păsările astea nu vânează. Nanet are dreptate. Oaia a fost cu siguranță atacată de alt animal. După cicatricea de pe burtă, aș spune că a fost un mistreț. Ce mistreț? Am văzut vulturul și oaia fără viață. Vulturul a nimicit-o. Zău așa, José, ești mai încăpățânat decât un catâr. N-a meritat să vin până aici. Să ne luăm zborul, copii. Dacă te mai atingi de o pană a unui buldras, vei avea de-a face cu mine. Mă duc să arunc o privire în locul unde am găsit oaia. Ne întâlnim la fermă. Vin cu tine. Hugo, le-am găsit pe Nanet și pe Reglis. Mai să fie, așa ai tu grijă de vultur? N-am ce spune, buldras a plecat. Ce se petrece?
Doamna Vultur, ai lăsat-o să plece. O să-i se agraveze rana. Dacă va fi mușcată de un câine sau dacă se va trage în ea. Dar era închisă în aviariu, jur. Nu eu i-am dat drumul. Eu am dormit. Hugo, aveai obligația să o supraveghezi. Regret, dar nu te necăji. O să o găsim. N-ați văzut pe unde a luat-o? Doamna Buldras va încerca să se întoarcă acasă, în colonie. Dar cum nu știm unde e colonia, ne-am împotmolit. Nanette, sunteți minunată. Știm unde e colonia, am trecut pe lângă ea. Fantastic, repede pe cai. Îmi împrumuți calul tău, așchiuță? Desigur, nu trebuie să mă întrebați. Iau cutia pentru transport, pentru a o aduce pe doamna Vultur la fermă. Ține tu, Colivia, eu iau frâiele, bine? Da, așchiuța are inimă bună. Nu văd nicio urmă. E ciudat. Nici o picătură de sânge. Dacă vulturul ar fi atacat oaia aici, ar fi lovit-o cu ciocul și aceasta ar fi sângerat. Asta ne confirmă ipoteza că nu vulturul a nimicit-o. Uite, o cărare! Pe aici trec animalele. Vino! Ha? Șt! Un porc mistreț, e uriaș. Așteaptă-mă, mă întorc. O idee bună. Doamne, uită-te la colți. E lână de oaie. Știam eu, mistrețul a străpuns oaia în timp ce ea fugea. El a nimicit-o. Dacă aici e colonia, unde sunt vulturii? Or fi plecat în căutare de hrană. Se pot îndepărta la câteva zeci de kilometri. Rămân doar cei care stau pe ouă, ca cel de acolo, de sus. E doamna Vultur! E acolo! Ciudat! Parcă s-ar striga. Așa e, după mine. Cei doi așteaptă un puiuț. Oh, ce drăguț! Doamna Vultur va fi mămică. Doar că avem o problemă. Tăticul Buldras o așteaptă pe mama să clocească în locul lui. Nu-și va părăsi oul dacă nu are cine să stea pe el. Numai că mama e țintuită la sol. E groaznic, bietul de el. Va pieri de foame, iar ea se va răni. Trebuie să o ducem în cuib, așa măcar nu se va mai agita. Iar tăticul se va putea duce să mănânce. Ce idee bună! O vom duce în cuib. O mică escaladare îmi va face bine. Încă se învârt deasupra turmei mele. Nu se poate. Cât sunt? Iarăși vor să-mi atace oile. Păsări nenorocite, credeți că turma mea e cantina voastră? N-o să vă faceți damblaua. Așa nu se mai poate. Să plece de aici. Când eram mică, coboram mereu să văd vulturii pe faleză. Nanette, ce vreți să faceți? Așchiuță, ține-mă bine. Dacă îmi dai drumul, îți arăt eu ție. Nanette! Copii, mă ridicați, vă rog. Durerea mea veche m-a copleșit. Tu va trebui să cobori, așchiuță. Să lăsăm locul tinerilor. Mulțumesc, doamnă, sunteți drăguță, e visul meu. Când trebuie să te duci, te duci? Așa, Anais, lasă coarda moale. Mai ai puțin, așchiuță. Stop! Hei, bascheții mei, ai putea fi mai primitor, ți-am adus drăguța. Haide, îl ridicăm! Țineți! E
Hugo, ai reușit! Da, dar va fi o adevărată distracție să hrănim mama și să-i dăm antibiotice în fiecare zi. A funcționat! Domnul Buldras s-a dus să înfulece ceva. Elena, au găsit dovada că nu vulturul a nimicit oaia. Ne întâlnim imediat! Am plecat! Dar unde s-a dus? Ar fi trebuit să adune oile deja. Priviți-l! Ce căutați aici? Te învățăm ceva, nerod îndărătnic ce ești. Copiii au dovada că nu vulturul a nimicit oaia. Ceva mai bun de făcut. Trebuie să adun oile. Fă un efort în amintirea vremurilor trecute. Demonstrează-le copiilor că un cioban n-are ochelari de cal. Prea bine, dar eu merg cu bicicleta. Prefer două roți în loc de patru picioare. Sub tufa aia mare e balta mistrețului. Uitați-vă la colții lui. Păi eu nu văd nimic. Da, e mai bine. Hei, ce are în colț? Mai încet. E cumva lina oii mele? Vai! Ușor, airport, ușor! Sari, repede! Așadar, copiii ți-au spus, nu-i așa? Dacă i-ai fi ascultat... Da, poate că aveți dreptate. Poate? Aveți dreptate. Am făcut o mare greșeală. E faleza vulturilor. Jose, ce-ai făcut? Am vrut să-i fac să plece, ca să nu mai nimicească oile. Acum îmi pare rău. Pedalează repede ca să îndrepți răul, dacă vrei ca într-o zi să te iert. Ce grozăvie! Grăbiți-vă, copii, trebuie să stingem focul. Luați păturile de pe cai. Focul e prea puternic, ne trebuie apă. Mai sus e o adăpătoare pentru animale, acolo. Domnul și doamna vultur nu își pot părăsi cuibul. Își apără ouăle. Aruncați cu pământ pentru a năbuși focul. Vulturițo, rezistați! Îți vom salva oul! Oh, nu! N-a pățit nimic, grozav! Ați salvat-o! Am reușit, am stins focul. Priviți! Hei, e tăticul care s-a întors după ou. Fidel, băiatul!
Dacă tăticul Buldrea s-a întors, micuțul e salvat și ceilalți se vor întoarce în final. Îmi pare rău, am provocat o catastrofă. Dar păsările astea uriașe aproape de fermă, chiar dacă nu-mi nimicesc oile, tot nu-mi inspiră încrederea, să știi. Știți, un cioban poate coabita cu vulturii. Vulturii sunt curățătorii naturii. Mănâncă hoiturile, chiar și cele ale unor animale bolnave. În felul ăsta bolile nu se răspândesc. De ce nu? O să vedem. Am văzut deja, Jose. De altfel, am venit în această vacanță să te învăț să trăiești cu vulturii. Nineta. În felul ăsta îi voi vizita și pe copii la fermă și o voi călări pe Reglis. Cred că se înțelege bine cu mine, adică mai bine decât cu Așchiuță. Nu-i așa, Așchiuță? Desigur, Nanet. Drăguț că mi-ai cerut voie. Între timp, mama vultur trebuie să iasă din convalescență. Excelent! Doamna Vultur și-a recăpătat forțele. Acum o puteți elibera. O să-mi lipsești, Vulturiță. Anais, e timpul să se întoarcă acasă. La fel și Mamaia. Voi fi eu Mamaie, dar nu sunt surdă, Așchiuță. Vulturii sunt fideli, ei rămân îndrăgostiți toată viața. Priviți! Puiul va ieși din ou! Se va naște micuțul Buldras! Oh, e minunat! Mai ușor! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa... Let's go.